Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă îți celebrezi ziua de naștere pe 10 mai, ești ambițioasă și independentă. Ai un spirit și o curiozitate inovatoare care generează interes pentru noi domenii de gândire neexplorate anterior. După ce ai decis să faci ceva, vei reuși datorită energiei, hotărârii și voinței puternice. Dacă viața, din punctul tău de vedere, devine prea calmă, te scufânzi în idei noi care provoacă o mare ie de energie fierbinte. Toate proiectele le începi singură, fără a aștepta permisiunea sau aprobarea cuiva. Ești în măsură să atingi cele mai bune rezultate în activitatea ta, de regulă prefer să lucrezi solo, mai degrabă decât ca jucător în echipă. În cazul în care te afli în rolul de profesor, în sensul larg al cuvântului, atunci încerci să-i înveți pe ceilalți prin exemplul propriu, deși este uneori dificil pentru ca elevii să te urmeze. Personalitatea ta luminoasă se distinge nu numai cu ideile și gândurile originale, dar de asemenea, modul în care acestea sunt transmise altora. De foarte multe ori tu ești cauza antagonismului personalităților influente, iar acest lucru se întâmplă în timpul formării carierei. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități: loialitate puternică, rezistență, blândețe. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje. Te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este ca simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces, Venus îți de dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici, dar există și o parte reversă a monedei, datorită influenței lui Venus, poți suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipo. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și pentru abilitatea de a găti. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani. Planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a gândi strategic și de a fi generoasă. Ești extrem de iubitoare, ambițioasă, un muncitor entuziast. Ești încăpățânată, insiști pe cont propriu, de obicei îți urmărești cu încăpățânare scopul și reușești cu succes. Nu ți este pe plac viața prea calmă și liniștită. Dacă viața ta devine prea liniștită, Vei căuta idei noi pentru a aduce culori strălucitoare și energie irepresibilă în viața ta zilnică. Tu ești orbește dedicată noțiunilor de onoare și dreptate și numești fără frică lucrurile prin propriile lor nume? Mai mult, prefer să acționezi în conformitate cu atitudinile tale de viață, chiar dacă nu sunt în acord cu cele general acceptate. Deseori, posedând un farmec fizic extraordinar, Ești foarte convingătoare și chiar seducătoare, ești foarte scrupuloasă în privința soartei, recunoscând pe deplin rolul său călăuzitor în viața umană, tu nu încerci să te implici în bătălii feroce împotriva forțelor care determină dezvoltarea societății, tu simți instinctiv când te trebuie să mergi înainte și când este mai profitabil să ocolești obstacolul, având o intuiție magnifică care pentru tine este elementul dominant în cunoașterea lumii, tu asculți numai de ea și, de regulă, ai dreptate. Ar trebui să analizezi mai atent consecințele acțiunilor tale. Prea des, ești atât de pasionată de a începe o afacere sau un proiect, încât pierzi din vedere obiectivul global. În plus, impulsivitatea te împinge la pași iluzorii. Tu trebuie să-ți reamintești constant interesele grupului din care faci parte, acest lucru se aplică atât familiei, cât și colegilor. Totuși, aceste lucruri nu înseamnă deloc că ești egoistă, ești pur și simplu preabsorbită de sine. De aceea, orice activitate care poate zlăbi autoizolarea este utilă pentru tine. Talentul tău natural nu este îndoielnic, dar din când în când, trebuie să-ți ajustezi cursul mișcării, pentru a nu fi atrasă în aventuri dubioase. Uneori ești prea concentrat asupra momentului și nu vezi o imagine holistică a ceea ce se întâmplă în jurul tău, deci este extrem de important să existe întotdeauna prietenii adevărați care să te poată împinge să ai deciziile corecte. Desigur, cel mai bun partener poate fi iubirea și înțelegerea celor dragi te distingi față de alți nativi din tauri prin astfel de trăsături speciale, loialitate, sensibilitate și determinare. Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 10 mai soarta Ești curioasă? Poți ajunge la mari înălțimi? Poți avea rezultate excelente, dar în esență ești singuratică, nu ești pregătită să lucrezi într-o echipă. Îți place să fii un exemplu. În plus, ești promovată de carisma luminată, individualitate extraordinară, unicitatea ta. Aceasta se referă nu doar la apariția ta, ci mai ales la modul tău de gândire non-standard. Nu este surprinzător faptul că poți fi adesea singură opusă întregii lumii. Acest lucru se manifestă sub forma unei confruntări cu conducerea, mai ales atunci când cariera ta începe să se dezvolte. Tu nu cunoști compromisurile. Pentru tine în prim plan stau conceptele de justiție, onoare, stimă de sine. Tu nu te temi să gândești și să-ți exprimi ideile în mod de direct. Tu ești obișnuită să spui lucrurilor pe nume, chiar dacă acestea par a fi neplăcute și ofensatoare pentru interlocutor. Ești ghidată de propriul tău sistem de principii, care pot să difere drastic de normele general acceptate. În ciuda asprimii tale, ai un farmec extraordinar. Ai o personalitate înzestrată care crede în soarte și puterea hazardului, dar și a destinului. Tu ești ferm convinsă că tot ceea ce se întâmplă este predestinat, prin urmare este imposibil și chiar nenatural să lupți sau să te împotrivești vreodată soartei. Desigur, aceasta este o scuză, tu ai însă un instinct extraordinar, poți ghici mereu cum să te comporți și ce să faci într-o anumită situație. În cele mai multe cazuri, intuiția ta poate fi invidiată. Cu toate acestea, ești sfătuită să-ți analizezi acțiunile și să te gândești la consecințe. Deseori, pentru flacuri, pierzi principalul lucru. Faptul este că ai multă impulsivitate și spontaneitate în caracterul tău în același timp, nu poți fi numită egoistă. Tu trebuie să vezi obiectivele globale și să le respecti. Pentru tine este necesară ajustarea periodică a vectorului mișcării. De aceea, prietenii inteligenți sunt foarte importanți pentru tine, ei pot da sfatul și ghidul potrivit. Deci, îți este contraindicată singurătatea și autoizolarea. Tu ești capabilă să aduci beneficii reale doar ca cea mai talentată parte a echipei. Pentru tine, sprijinul moral, lauda, aprobarea sunt extrem de importante. Este foarte important ca tu să înveți să te gândești la aceste lucruri în ansamblul său, la interesele altor persoane și să asculți doar sfatul potrivit. Tu vei fi cea mai utilă pentru societate, cu succes și fericită, dacă reușești să-ți proiectezi propria viață cu câțiva pași înainte. Tu va trebui să înțelegi importanța lucrurilor plictisitoare și obișnuite și să înveți cum să le faci. Dragoste și compatibilitate. În relații strânse, manifeste îngrijire, generozitate, distracție plăcută și expresie via sentimentelor. Ai nevoie de stabilitate și, dacă aceasta este în pericol, devine greu să te concentrezi. Ai o natură incredibil de impulsivă. Prin urmare, te dedici cu ușurință ritualurilor iubirii. Cele mai bune uniuni ale tale sunt formate cu alții reprezentanții elementului pământ, respectiv fecioara și capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații chejual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitatea unui astfel de partener, desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești, cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului, o alianță inconsecventă. Dar pasionale este posibilă cu scorpionul, vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică, și în constanța lor vor distruge rapid armonia din pat, după 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Nu-ți place să lucrezi într-o echipă, preferând să lucrezi singură, dar chiar și așa poți fi foarte de succes în domeniul tău profesional. Ești atrasă de poziția unui profesor și a unui educator, când te trebuie să oferi un exemplu în fiecare minută din întreaga viață. Aceste lucruri te face mai atentă la tine însăți, dar atât de mult încât este greu pentru elevi să trăiască ca și tine. În timp ce îți construiești o carieră, te pot certa deseori cu oameni cu reputație. Poți fi o inovatoare care preferă să-și disemineze ideile, nu în modurile cele mai uzuale și standard, clare și simple, uneori până la punctul de rudenie, făcând mereu ceea ce consideră potrivit și corect, adesea intrând în confruntare cu oameni influenți și importanți. Tu nu te vei comporta niciodată ca majoritatea, vei merge calm împotriva curentului, împotriva societății și împotriva tradițiilor. Mai mult decât atât, ești atrăgătoare și carismatică, cel mai adesea sexual. În ciuda tuturor talentelor, crezi în fatalism și nu încerci să stai în cala soartei. Prin urmare, tu singură nu vei provoca revoluții. Ai o intuiție foarte puternică, așa că simți atunci când te trebuie să lupți și să mergi cu capul înainte, și când este mai bine să te retragi. Tu asculți numai de tine însă și intuiția ta, dotată cu abilități creative, te poți exprima perfect în muzică, pictură, activități teatrale, sănătate și boli, de regulă uiți de sănătatea proprie, pentru că ești prea pasionată de proiectele tale, de aceea ar trebui să dezvolți o atitudine serioasă și responsabilă față de sănătatea ta. O idee bună pentru tine este să declari sănătatea un proiect personal și să lucrezi la acesta împreună cu un medic. Sprijinul unui iubit este foarte important pentru tine, deși tu însăți nu cunoști în întotdeauna această particularitate. Sănătatea ta depinde în mod direct de iubirea reciprocă, de atmosfera confortabilă la domiciliu și de cunoașterea faptului că, dacă se întâmplă ceva, Vei fi îngrijită și nu vei rămâne niciodată singură. Din cauza dedicării tale de a lucra, poți sări peste mese, poți mânca pâine uscată, covrigi sau supe instant care sunt foarte nesănătoase. Te poți îndrăgosti de prea multe alimente grase și dulciuri? În general, dieta ta este de obicei departe de a fi acceptabilă. Trebuie să ți ajustezi dieta și să nu neglijezi efortul fizic. Un exercițiu ușor în combinație cu sport, cum ar fi not sau schi, sunt foarte utile pentru tine. Destinul și norocul, ai o natură moderat ambițioasă, ai capacitatea de a conduce oamenii. De a interesa cu ideile și planurile tale, ai multe cunoștințe, prieteni, ești mereu în grosul lucrurilor cu o natură dependentă. Trebuie să înveți să ai viața mai serios și responsabil. Prin aplicarea corectă a abilităților date de univers, orientarea energiei în direcția corectă, vei putea ajunge la înălțimi nebunuite. Sfaturi pentru tine, oferă-ți mai multă timp să te gândești la consecințele acțiunilor tale, trebuie să-ți dezvolți responsabilitatea pentru acțiunile și faptele tale, trebuie să-ți contracarezi entuziasmul față de obiectivele grupului de persoane pe care le susții, fie familia, echipa de lucru sau grupul tău social. Trebuie să te conectezi cu colegii mai des, fără a fi blocată complet în munca individuală. Nu neglija datorile mondene și nici rolul tău în grup, preocupă-te mai mult de ceilalți și de nevoile lor. Fii receptivă la posibilele sfaturi. Singurătatea în viața personală reduce imediat coeficientul utilității activităților tale. Înțelege pe deplin acest fapt ce cadouri ți se potrivesc? O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei sări de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cuție scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papuci așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți oferă un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, prefer lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind naturală, poți fi angajat în lucrul cu și, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană pulover de lână, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să-ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.